La telefon. Vă ascult. Da, le știu. Sunt un fel de varice. Nu, lăsați-le așa să se spargă și să se scurgă tot sângele rău. Nu, 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 în niciun caz. Dacă îl duceți la spital, îl bagă direct la cuțit. Și ce ar ști doctorii să-i facă? Prețurile sunt pe site-ul meu și sunt disponibile oricând. Mi-a mușcat gura pe dinăuntru. Știi cum e când îți muște obrazul pe dinăuntru. Am intrat în bucătărie și Gili îmi zice, Gili un prieten din gașca veche, îmi zice, iar ți-ai mușcat obrazul? Mi-a niște chetamină, eu așa fac de fiecare dată. Gili știe ce e cu mine, nu trebuie să-i spun nimic. Când sunteți singură, aveți același comportament de consum? Știi cum zic? Numai și-a urmat să nu fie cu de toate. Maioneza n-o suport. Rest orice, orice acolo pe masă. Asta e când sunt în București. Acasă îmi plăcea să mă axisiez. În pauza mare la liceu, făceam 20 de genuflexiuni și la ultima mă ridicam în picioare și cineva băga degetele în beregată și leșinam. Și când mă trezeam, părea că au trecut ani lungi, dar treceau doar câteva secunde. Aveam un prieten care își făcea asta singur, de câteva ori la rând. Era foarte haios, când își frigea degetele, zbura pe spate cu capul în tablă. Și vodcă normal, vodcă oricând. Cu romparchim, oxazepam, de-astea. Vodcă e plăcerea mea. Chiar nu te frustrează că beau? Nu, beau nici tot, m-am obișnuit. Deloc? Niciodată? Am eu o glumă așa mai veche. Că la beții, la petrece, toată lumea are pe cineva așa sub masă, care le-o suge. Numai eu stau așa singură. Așa mi se pare. Le se moaie așa fețele de plăcere când beau. Dar m-am obișnuit. Că și-mi ție dor. Îmi place să mai miros băuturile, vinul nou, mai ales ăsta aromat, parfum, căpșun. Și mai, uneori, mai ia așa câte un sentimentalism în filme și pe veselia aia de grup. Și mă rog, în realitate așa vă la alții, dar că par așa că se topesc unii în alții. Dar de fapt, dacă nu bei, îți dai seama că toți se sunt izolați așa. Și e bine să te izolezi, de fapt. Din nou, altfel te mănâncă ceilalți. Tu cum te izolezi? Că, adică, ce faci tu la spital și așa, cine vezi tu acolo? Te-ai obișnuit, adică, sau? Și cum te izolezi? Ce faci mai exact? Da, nu știu. Dar nu-mi place, adică mă simt puternic când sunt distant, dar ceva așa,
satanic. Îmi pierd sufletul. De fiecare dată, când fumez iarbă, pățesc așa. Uite, o seară, acum câțiva ani, eram cu o prietenă de mea și fumam la cineva. Eu m-am ieșit la chioșc să cumpărăm niște chestii. Eram pe acolo, pe lângă Armeneasca. Știu unde era clădirea aia care o ars. Aia de birouri înaltă. Da, și treceam pe lângă ea. Și am văzut o lumină sus. Adică la un geam se vedea ca și cum ardea ceva. Și am zis prietenii mele, ce facem, sunăm la poliție sau ceva și la urmă am mers, am dat mai departe. Era oricum o clădire de bancă sau ceva, hai să dea de la sală. Da. Ultima dată când am fost la IMD, unde se stabilește, acolo unde se stabilește discernământul actorilor. Am văzut pe tipul ăsta, venise un film, pot să zic mai multe. Omoruse pe cineva și pretindea că i s-au întunecat mințile. Era super simpatic, vorbăreț, simpatic. După ce omori pe cineva, ești deprimat, nu simpatic. Dar el se dea băiat bun. Credea că așa o să ne păcălească. Și păcălea. De fapt, nici n-avea nevoie să păcălească pe nimeni. În mod normal, poate ar fi fost de ajuns. Au comisie normală, adică. Șefa se ducea cu un vede și se uita direct în ochii noștri la fiecare, să vadă ce efect are. De fapt, cam asta m-a iritat cel mai tare. Că știa că și-a cumpărat diagnosticul și că a venit mai să-l ia. Hai că vrei să zici că e ca la incendiu, nu? Nu știu, nu înțeleg ce spui. Adică, tu nu înțelegi. Șefa asta mea are niște combinații, acum mai nu apare la TV, dă sfaturi, comentează, dă un business. Și mai primește în seara asta iarbă. Alo, Cristina? Eu sunt Madalina. Da, prietena lui Mihai. Alcoolica. Mihai, bine, ce să facă? Bine, na. Cu al lui, na, nu știu, una alta. De fapt, na. De-aia te-am sunat într-un fel că... știi că e bine azi, da. Scuze că te-am sunat azi. Da, dar na, e bine seara. Și de obicei, adică, ideea e că nu știu ce să fac, că i-am zis lui Mihai să iasă cu mine sau să mergem undeva și a zis că n-are cum, că are treabă, că na. Mi-aș răspuns așa destul de rece și m-am înțeles. Mi-a zis că are ceva de lucru, că... Și am întrebat dacă poate mâine, a zis că nu, că se duce la râmnic, la ziua lui soacră sau... Mă rog, după aia m-a luat așa, mai drăguț, că, na, că a zis, știi ce a zis doctorița, că să nu te mai, să nu te mai vezi de alții, să nu... Și de aia te-am și sunat, că cumva, nu, mai că nu vreau să mă leg de el sau să mă leg de tine, dar, știi, na, fiind vineri, de obicei făceam alte chestii și acum nu prea știu exact ce să fac. Adică eu încerc să nu... Nu, să-mi găsesc cumva activități sau așa, dar nu știu. Că și mă gândeam cumva că Mihai vrea să iasă cu mine sau ceva, dar cumva e pasă mai de fosta lui familie, nu mai de... Și asta, că mâine mi-a zis că să-l ce la soacră sa. Dar mă rog, eu nu înțeleg că e pasă mai... Că e pasă mai, că e pasă și de mine, dar... E nevastă sa, se știe de când era în liceu și... Da, n-are cum să o lase, că atunci când te știi cu cineva la atâta vreme,
simți nevoia să mai vorbești cu el, să ai grijă de el, să mai scăpă ai lui, ai lui deja nebunit. Soacră s-a avut grijă de el și i-a dat bani și când a rămas el șomer, tot ea a avut grijă de el. Și acum și el, na, cumva are și o datorie așa față de el. Da, nu, e greu să te rupi pe cineva. Da. Și asta e, că n-am cu cine să ies exact și nu știu... Adică înainte când beam era mai simplu, că știam unde e toată lumea, ieșeam, mă întâlneam că e la Lipscan acolo. Acum și plouă, nu știu, nici nu știu exact. M-am îmbrăcat oricum de parcă o să ies în oraș, dar nu o să ies. Adică nu pot să ies în baruri, că în baruri se bea, toată lumea bea. Și acum nu știu ce să vorbesc cu oameni dacă nu beau. Era mai simplu când beam, că na, era normal. Acum și toată lumea se uită ciudat dacă nu bei, toată lumea zice să bei dacă nu bei, de ce nu bei, că de fapt e ok, că un pahar de vin nu strică nimănui, că și doctorul zice să bei un pahar de vin pe zi, eu, na, pot să le zic că da, doctorul meu zice să nu, că... da, oricum, nebunez dacă mai stau în casă și am încercat să stau pe net, am încercat să dorm, oricum în ultimele zile nu prea mai putut să dorm nici noapte și atunci am încercat să dorm la prânz, nu am reușit nici la prânz, înainte dormeam mai bine noapte. Dar, adică dormeam oricum aș fost și dacă eram încălțată, dacă veneam noaptea, la orice oră, dormeam și cu muzica, dormeam mai puteam și video mea pe YouTube, acum nu mai pot să dorm absolut deloc. Adică nu mai am de cald, deschis geamul, s-au auzat tot felul de sunete, s-au auzat mașinile astea de pe stradă. Da, da, scuze, știu că nu poți să vorbești. Mersi, da. Da, asta zic, că nu prea știu nici... Nu știu ce să fac, dar ce ar trebui să fac. Dacă poți să-mi zici tu? Sau nu știu. Da, mama. Mă pregăteam să mă culc. Nu, cred că eram în baie și n-am auzit. Păi de ce nu ți-aș răspunde? Așa și? Te sperii degeaba, poate e de la curent. Nu știu, zic și eu, poate se trântește de la curent. Fixează-o cumva, pune-o pe un scaun. Ei, nu e tatăl, lasă prostile. Altă treabă n-ar ierta acolo. Mama, trebuie să mă culc. Nu, mama, nu mă duc acasă. Păi și ce dacă plătesc aici? Am nevoie să stau aici, să nu-s pentru examene. Dar n-am zis că tu mă deranjezi. E locul ăla, nu știu, așa simt. Nu mă întorc. Nu mă întorc, ce nu înțelegi, nu. Cum adică te-am lăsat? Vine o vizită, am fost și azi. Aoleu, ce mă enervez. Știi că am examenele alea. De ce vrei să mă stresez? De ce? Dar n-am țipat. Nu țip. Vezi că acum iată cerți cu mine cum te-a certat cu tată. Vine, te culci și vorbim dimineață, da? Săraca de tine, ce tensionată ești. Să știi că e o vrajă rea pe tine. Să mă cauți ca să-ți spun mai multe.